Mă bucur mult să te văd. Rău să iei un loc alături de mine. De mult îmi doresc să fii aici la Duminica Ieșit, pentru că eu am auzit foarte multe lucruri despre tine. Te-am urmărit la foarte multe emisiuni. Ai fost și la Oreste, ai fost și la Teo Show și te-am urmărit. A fost tot timpul așa cu sufletul la gură să văd ce ne spui, ce ne mai explici. Și atât că a venit și momentul să te cunosc și mă bucur. Și eu mă bucur din tot sufletul. Îți mulțumesc că ești aici. Și eu vă mulțumesc și... aș vrea ca prin această emisiune să las o amprentă de lumină în sufletele tuturor celor care ne urmăresc acum. Doamne ajută, cu siguranță vei face asta. Ție ți se spune așa, copilul diamant. Copil, zic că nu mai merge, pentru că tânărul diamant, cred că este mult mai potrivit, dar așa ți-a rămas ție titulatura. Nu, greșiți. Permiteți-mi, vă rog, să vă contrazic aici. Copii suntem toți. Copii suntem toți, da, uite, așa. Până atâta vreme cât avem puterea de a ne bucura de o rază de soare, de o floare, de un izvor care curge, suntem copii. Și trebuie să trezim acel copil din noi, chiar dacă el mai încearcă din când în când să adoarmă. Noi trebuie să-l trezim și să-i dăm, să se să-i dăm motive de a fi mereu prezent în noi. Ce frumos spui tu, așa și este. E bine să fim copii mereu, să rămânem așa, cel puțin cu sufletul, să avem sufletul curat și împăcat. Atunci când exact. Punem seara capul pe pernă, să fim împăcați cu toate lucrurile pe care noi le facem. Câți ani ai tu acum? 21. 21, mulți înainte. Asemenea. Și cam de la ce vârstă ai început tu să fii așa în lumina reflectoarelor? Păi de pe la vreo 8 ani. Pe la vârsta de 7-8 ani. Dar îți mai amintești care a fost momentul acela când ai atras atenția și cum de s-a întâmplat asta? Cum a început povestea? Am început să cânt muzică populară și am ajuns să o cunosc astfel pe doamna Mărioara Mărărescu, pentru care mă rog acum ca bunul Dumnezeu să-i urce sufletul acela frumos în lumină, Dumnezeu să o odihnească. Și îmi pare foarte rău că n-am avut posibilitatea de a merge la București, la căpătâiul ei, deși acesta nu este un lucru important. Mai important este să ne bucurăm de oameni cât sunt în viață și să îi bucurăm și pe ei cât trăiesc. Că aduce unui om flori după ce a murit e oarecum prea târziu, prea târziu, să zicem. Dar oare de ce ni se întâmplă asta, Alexandru? Vezi tu, tot timpul după ce pierdem ceva, după ce nu mai avem acel ceva, exact. Ridicăm statui, ridicăm statui. Da. Și cât timp este în viață omul respectiv, e ca și paharul acesta. Nici nu-l băgăm în seamă, ca și când e ceva obișnuit, face parte din decor. Dar oare de ce? Tu ai o explicație pentru asta? Suntem prea ocupați? Da, nu suntem. Eu am o explicație, să zicem, logică. Omul este propriul său stăpân. Dumnezeu i-a dat omului liber arbitru. Omul este capabil să decidă ce se întâmplă cu sine și să aleagă ce anume să facă. Să o ia pe un drum drept și neted sau pe un drum plin de gropi și de mărăcini. Deci, cum să vă spun, fuga aceasta de zi cu zi a oamenilor în stânga și în dreapta, acest freamăt, acest vacarm continuu, nu este altceva decât autodistrugerea noastră și tristețea și mâhnirea lui Dumnezeu. Probabil nu știm să ne organizăm timpul foarte bine. Timpul facem nu există. Timpul nu este o iluzie, dragii mei. Timpul este o iluzie. Așadar e greșit. Aceasta este când părerea se mea. Spune, nu mai am timp de nimic.
Exact. E greșit. Exact. Până la urma urmei, noi toți, noi cu toți, suntem eterni, suntem nemuritori, dar așa este omul. Se complace în vremelnicia lui dulceagă și încearcă să atingă acea visare, acel ideal pe care și-l imaginează, pe care și-l propune el, dar omul nu-și dă seama că de fapt acel ideal este la doar un gând distanță de el. Deci este foarte aproape. Și omul se zbate, se zbate și se zbate. Pentru ce atâta zbatere? Dar cum ar trebui să facem? Cum ne-ai sfătuit tu, pentru că ești un băiat care a citit foarte mult, care a studiat foarte mult? Să zicem, nu mă laud cu asta. Iată că tot timpul ai sfaturi, de ai fapt, răspuns. Nu mă laud cu nimic. Nu te las cu nimic, te laudăm noi. Pentru că vedem din felul în care vorbești, din sfaturile pe care le dai, sunt mereu potrivite. Tu ai răspuns cam la toate. Când avem o problemă, cred că ești persoana potrivită. Eu unul consider că nu eu dau aceste răspunsuri, ci Dumnezeu, Tatăl Ceresc, Părintele Luminilor, o face prin mine. Și acesta e motivul pentru care probabil reușești să ai răspuns la fiecare lucru. Poate unora dintre noi ne este mai greu și atunci te-aș întreba eu pe tine, cum ar trebui să procedăm noi ca și oameni simpli, orice om din lumea asta, cum ar trebui să ne dăm seama care e destinația noastră în această viață, ne dăm seama ce ne face de fapt pe noi fericiți, pentru că până la urmă toată viața căutăm fericirea și exact. Ne ducem ba pe drumul ăla, ba la stânga, ba la dreapta, la un moment dat nu mai știi încotro să o iei și cauți fericirea. Exact. Cum să facem ca să găsim calea potrivită? Calea către fericire este chiar această clipă, chiar acest moment. Trebuie să trăim în prezent tot timpul. Tot timpul trebuie să trăim aici și acum, exact unde ne aflăm, niciodată în trecut, pentru că nu putem să-l schimbăm și viitorul nu-l cunoaștem. Așadar, trecutul și viitorul, dacă stăm să ne gândim, poate nu sunt iluzii, dar par a fi iluzii, pentru că nu le vedem, nu le trăim la propriu, doar ni le închipuim sau reamintim. Ce este vorba despre trecut, când e vorba despre trecut, ne reamintim, iar când este vorba despre viitor, ne imaginăm cam cum ar putea să fie. Fericirea este în noi, acesta este răspunsul. Nicăieri nu este fericirea decât în noi înșine. Și mă întristez când văd atâta amar de lume care caută peste tot fericirea. În bani, în mașină, în cutare lucru. Nu există altundeva. Nu găsim fericirea altundeva decât în noi înșine. Că de multe ori am auzit spunând, nu-mi place serviciul ăsta, mă deprimă. Nu-mi place locul unde trăiesc, orașul sau... M-am plictisit. Da. Dar și dacă te muți, să zicem, în alt oraș, o vreme până te înveți cu locurile, după aceea te plictisești și de acel loc. Și am zis așa, dacă mă plictisesc eu, vorbind despre propria mea persoană, dacă... Mă scuzați o secundă. Sigur, te rog. Dacă mă plictisesc, ce am de făcut? Și am stat puțin așa și n-am gândit nimic și n-am mișcat și n-am clipit și doar respiram. Și eram afară pe o băncuță într-un parc, era undeva prin august și pur și simplu au început să-mi curgă prin minte versuri. Acesta este felul meu de a fi fericit, acesta este felul meu de a nu mai fi plictisit. Opusul plictiselii este
activitatea, creație. Putem crea extrem de multe lucruri frumoase. Și a crea nu înseamnă neapărat a, să spunem, a da cu dalta într-o piatră sau a te murdări de noroi. A crea este ceva divin. Și sunt foarte multe feluri de a crea. Putem crea, în primul rând, creăm cu gândul, apoi prin cuvânt și mai apoi prin faptă. Și iată că la tine creația și ceea ce te face pe tine fericit este asta, scrie versuri și vreau să le spun celor de acasă, dacă îmi dai voie, înainte să, pentru că Alexandru e aici alături de noi, chiar dinainte să înceapă emisiunea și a avut ceva de așteptat până să intre în platoul emisiunii noastre, îți mulțumesc pentru răbdare, iar el în pauze chiar a mers la el și mi-a spus, acum crezi niște versuri, așa mi-ai zis, că da, scrie niște da, versuri. Da. Pentru că tu în fiecare moment când fructifici fiecare da, moment. Da, exact. Am deosebita onoare să vă vorbesc tuturor și să vă spun că eu sunt un nemuritor la fel ca și voi și fiind un nemuritor la fel ca și voi, pentru mine fiecare clipă înseamnă câte 1000 de ani sau câte o eternitate, pentru că dacă omul se gândește la sine însuși, la interiorul lui, în acel moment în care el intră în sine, în templul său, parcă nu mai există timp, dar când ieși din tine și te uiți tot în afară și vezi lucrurile care nu-ți plac, lucrurile care te îndurerează, care te împovărează, care te întristează, atunci începe să existe timp și începi să devii un om stresat, un om îngrijorat, un om îngândurat și toată zarea se întunecă. Și te îndepărtești și tu de tine. Exact. Și de ceilalți din preajma ta. Eu am o poezie, nu este a mea. Înainte de a recita poezia mea, vreau să vă recit o poezie care se intitulează Îndemn la luptă. Te rog. Este poezia poetului legionar Radu Gir. Această poezie este imnul sufletului meu. Nu dor nici luptele pierdute, nici rănile din piept nu dor, cum dor acele brațe slute, care să lupte nu mai vor. Ce-ți pasă în colb de o spadă frântă, ori de un braț lovit, răpus, cât vreme în piept inima-ți cântă și te ridici cu un steag mai sus. Înfrânt nu ești atunci când sângeri, nici când ochii în lacrimi țis. Adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis. Da, niște versuri care într-adevăr te marchează, mai ales... Mai ales fiind scrise în mediul în care au fost scrise. Într-un lagăr, în suferință și mizerie, pentru că adevărata artă nu iese stând la birou, pe Facebook sau verificându-ți mail-ul la o cafea, ci adevărata artă iese din suflet și sufletul când plânge, ori că plânge de fericire, ori că plânge de îndurerare, atunci iese divinul și atunci se manifestă dumnezeirea prin om, pentru că noi toți avem dumnezeire în noi. Chinezii
și japonezii salută divinitatea din tine, nu te salută pe tine ca trup, ca și carcasă, ca și templu, ca să zic, pentru că trupul este templul sufletului nostru. Și ei salută divinitatea din tine. Astăzi, pentru voi toți, dragii mei, am pregătit o poezie. Am o poezie minunată, da, pe care nu am scris-o eu. A scris-o tot cineva de sus, da, din lumină. Am înțeles, dar prin intermediul tău, și asta. Bineînțeles, eu am fost doar o unealtă, un izvor prin care a curs. Da, Alexandru, să știi că tu transmiți foarte multă bunătate și mi-ai transmis așa o stare de bine. Sunt convinsă că și sentimentul celor de acasă e același și abia aștept să ne citești și versurile pe care le-ai primit. Iarăși, permiteți-mi să vă contrazic, nu eu transmit această bunătate. Eu nu sunt altceva decât o picătură din Marele Ocean, la fel ca și dumneavoastră, la fel ca și noi toți. Deci, prin noi se manifestă acel ocean. Oceanul fără noi ar fi nimic, cum noi fără ocean am fi la fel nimic. Oceanul este Dumnezeu. Da, să revenim la poezie. Poezia se intitulează Copilul din tine. Copilului din tine, mă scuzați. Așa. Puțin din fiecare zi, cu nuanțe vii și pline, atât să-i poți, atât să poți ai dărui copilului din tine. Puțin curcubeu, măcar puțin de a-i mai găsi, și ceva zări senine, atât să poți ai oferi copilului din tine. Puțină zarvă de copii și un zumzet de albine, atât de i-ai mai dărui copilului din tine. Putea vei veșnic a trăi și veșnic a te ferici de clipele divine. Foarte frumos. Vă mulțumesc. Foarte frumos, și noi îți mulțumim pentru că ai citit aceste versuri aici în emisiunea noastră. Îți mulțumesc mult pentru asta. Și dacă tot suntem la capitolul copilărie, te-aș întreba cum a fost copilăria ta. Ai avut o copilărie obișnuită, cum autoscop? Copilăria mea a fost o nucă. Nuca este un fruct dur. Are o coajă foarte tare. Eu am fost doar miezul. Miezul e tare bun la nucă, da. Toate greutățile și zdruncinăturile de care am avut parte nu s-au atins de mine atât de mult, pentru că am avut o coajă poate chiar mai tare decât coaja nucii, care te-a protejat. Exact. Și am învățat să zâmbesc și am învățat să mă bucur de absolut orice. Multă lume se întreabă, oare de ce trebuie să meargă mie așa de rău? Așa. Oare de ce? Oare de ce? Și mulți chiar se răzvrătesc împotriva lor, împotriva celor de lângă ei, împotriva lui Dumnezeu, împotriva a orice. De vină suntem noi pentru nefericirea noastră. Cum am spus și adineaori, nu, fericirea nu vine din exterior, fericirea vine de aici, din noi înșine. Încercările, greutățile, problemele de zi cu zi, indiferent că vorbim de dureri fizice, că vorbim de probleme existențiale sau de orice altă povară, vorbim despre un test, pentru că această viață pe care o trăim aici este ca o școală, unde mai vin și examene, mai vin și testări, mai vin și teze. Și important este
ca din aceste încercări, ca din aceste teste, să ieșim cu brio, să luăm, poate nu 10, dar 9. Poate nici 9, poate un 8, că și un 8 e bun. Dar să trecem cu bine. Dar să trecem cu bine, exact, să rămânem cu ceva. Nu să trecem, nu e de dorit să trecem printr-o încercare și să nu fi învățat nimic. Pentru că e trist și s-ar putea să se repete acel eveniment. Așa e, cu siguranță. Spune-mi, tu ești de acord? Se spune că nimic nu e întâmplător. Tu crezi asta? Cu toată inima și cu tot sufletul, cu tot cugetul meu. De ce? Pentru că toate sunt orânduite, toate sunt legate cu niște firicele invizibile de către Creator și totul este așezat după un plan divin. Când am spus divin, am spus totul. Ce vreau să subliniez este faptul că, deși de multe ori ne dăm seama că suntem muritori, deși de multe ori ne sperie acest gând, trebuie să conștientizăm că poate într-o bună zi va veni o rază de soare asupra noastră, asupra globului nostru, care ne va oferi nemurirea aceasta trupească, să zicem, pe care și-o doresc mulți, pe care sincer mi-o doresc și eu. Și că atunci când va trebui să părăsim planeta, să nu mai părăsim și trupul. Dar eu consider că mai avem mult până acolo, până când trebuie să ni se schimbe. Mai avem multe teste de trecut, da, care trebuie să le luăm cu da, multă maximă, așa cum spuneai tu mai devreme. Despărțirea de cei dragi e cu siguranță cea mai grea și dacă s-ar putea să nu se mai întâmple asta... Nu este grea pentru ei, pentru cei care pleacă, ci este grea pentru noi, pentru că ne lipsesc. Practic, noi plângem pentru noi, nu plângem pentru ei. Alexandru, te-aș întreba, ai văzut, trăim vremuri grele, așa se spune. Cu siguranță ai observat și tu atunci când te plimbi pe stradă că cel mai des întâlnești fețe triste, oameni triști, îngrijorați, da, care nu se mai bucură, nu se mai pot bucura, au atâtea gânduri care îi copleșesc de multe ori. De multe ori pe aceiași oameni îi vedem că nu mai știu să spun o vorbă bună, că e mai ușor să spunem un cuvânt rău, să vorbim de rău, exact, pe cineva, exact, decât să-l felicităm, decât să ne-e greu și să spunem îmi ești drag. Sau bună ziua, sau chiar bună de multe ziua, ori. Sau mulțumesc, e tare greu. Mulțumesc, acesta este un cuvânt atât de prețios și de rar. Ca Dar un diamant. Rar. Ca un diamant. Și te-aș întreba ce se întâmplă, de ce merg lucrurile așa? Tu ai răspunsurile la toate. Ai și la întrebarea asta? Sau cum ar trebui să procedăm, să vedem lucrurile în bine, așa cum le vezi tu? Să vedem frumosul din orice ni se întâmplă. Pentru că greutăți avem cu toții. Că le arătăm, că nu le arătăm, cu toții trecem prin evident, momente evident grele în viață. Nimeni, sunt convinsă și chiar îi rog să mă contrazică pe cei de acasă, dacă ei au parte doar de lucruri frumoase, să ne spună, nu știu, dar sunt convinsă că încercări apare în viață fiecăruia dintre noi, indiferent cine ești, cu ce te ocupi, câți ani ai, încercările vin. Evident. Important e cum trecem peste ele. Exact. Și asta te întreb pe tine, pentru că sunt atâtea necazuri. Oamenii ori n-au servici, ori n-au bani, ori și-au pierdut oamenii dragi, ori nu reușesc să găsească acel drum spre fericirea lor. Își doresc foarte mult un anumit statut, nu reușesc. Își doresc chiar unii foarte mult anumite lucruri și nu reușesc să și le cumpere. Asta pe ei face foarte nefericiți. Cum ar trebui să gândim, să ne focalizăm, să ne
îndreptăm toate gândurile, ca să fim mai pozitivi, ca asta îmi doresc eu, să văd oameni zâmbind. Atunci când ies pe stradă, să-i văd pe oameni cu seninătatea aceea pe care mi-amintesc că o mai vedeam atunci când eram copil. Mi-amintesc că încă mai erau oameni care, sau poate mi se părea mie, nu știu, erau oameni care mai zâmbeau, erau oameni care aveau o vorbă bună. Acum e mult mai ușor să aruncăm cu noroi, nu știu de ce. Pentru că au trecut 2014 ani de când Fiul lui Dumnezeu a venit aici pe pământ și se pare că am uitat ce ne-a învățat El. Chiar înainte de a pleca, chiar înainte de a se înălța la ceruri, a spus: iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu. Și de aici pornește totul. Și de aici pornește totul. Fără iubire suntem niște cadavre ambulante. Acesta este adevărul. Și intrăm deja în Bacovia, care, despre care multă lume vorbește, pe care nu-l înțeleg mulți, deși el avea absolutamente dreptate. Da, și uite, cum spuneam, dacă nu înțelegem pe cineva, venim cu criticile. Exact, imediat lovim. Sunt convinsă că și ție ți s-a întâmplat asta. Sunt oameni care te prețuiesc foarte mult pentru felul în care vorbești, pentru felul în care ai reușit să te bucuri de fiecare lucru, pentru că ai trecut prin multe încercări. Puțini oameni de acasă poate știu asta. Ai trecut prin multe încercări. Da, într-adevăr. Dar sunt convinsă că sunt și mulți oameni care te critică, care nu te înțeleg. Cum treci peste lucrurile pe care le mai auzi, poate? Păi... Eu pot să vă dau două exemple. În primul rând, Iisus Hristos, care pe cruce, în apogeul durerii, a spus: iartă-i, Tată, căci nu știu ce fac. Dacă pe Iisus Hristos nu l-au plăcut atâția oameni, au fost și oameni puțini care au fost lângă El și l-au ascultat, dar au fost puțini față de restul care îl contraziceau și care până la urmă l-au dus la cruce. Și al doilea exemplu este Eminescu, Mihai Eminescu, marele nostru poet, care a spus: trăind în cercul vostru strâmt, norocul vi-ți petrece, când eu în lumea mea mă simt nemuritor și rece. Deci gloata cu gloata, și el și-a văzut de treaba lui, el doar a observat. Nu a fost, poate că a simțit oareși câtă durere, dar nu i-a dat, nu a hrănit-o. Aici greșim. Noi ne hrănim durerile, frustrările, supărările, gândurile negative, absolut tot ceea ce este negativ hrănim, parcă mai mult și cu mai multă haznă decât gândurile și stările și trăirile frumoase. Și chiar nu înțeleg de ce. De ce avem această sete de rău? Ne place să... Nu ne face bine cu siguranță. Adică mi-ar fi greu să cred că îi face cuiva bine. Noi suntem de vină. Noi suntem de vină. Pentru că nu, gândiți-vă că eu am doi câini, unul negru și unul alb, unul cel alb este bun și cel negru este rău, la care îi dau mai mult de mâncare, depinde doar de mine, la cel negru sau la cel alb, sau la amândoi la fel, poate fi și un echilibru. Și ar fi bine să existe un echilibru de cele mai multe ori. Exact. Spuneam de încercări ceva mai devreme și te-aș ruga pentru telespectatorii noștri de acasă care nu știu sau... spune, care a fost cea mai grea încercare prin care tu ai trecut până acum? Că au fost mai multe, dar cea mai grea pentru tine? Care a fost? Nu există greu pentru mine. Pentru că eu cred că Dumnezeu mi-a dat să duc
exact atât cât știe că pot și cât a știut și cât știe că trebuie să duc. Și la fel este pentru toată lumea, nu doar pentru mine. Ești un exemplu pentru cei de acasă. Multă lume ar trebui să urmeze exemplul tău. Alexandru, dragi telespectatori, tu te-ai născut cu o tumoare, din câte am înțeles. Da, am avut niște probleme de sănătate mai... Și iată că ai trecut peste acest mare greu, că e un... O tumoră pe creier este totuși... Nu este un lucru atât de ușor. Cu siguranță. De purtat. Prima dată la vârsta de 7 ani, în anul 1999, atunci am fost operat, da, de către doctorul Ioan Florian Ștefan. Doctorul Ioan Florian Ștefan de la Cluj este un om extraordinar. Și tot dânsul a operat-o și pe doamna Mărioara Mărărescu. Este un om atât de vast, încât pur și simplu, doar stând lângă el, simt cum trec eternitățile așa prin jurul meu. Și a doua oară am fost operat în anul 2002. Apropo de trecere, da, sper să nu greșesc. Păstorel Teodoreanu a avut o poezie pe care o recita regretatul Florian Pitiș și spunea: bătrânii spun că apa trece, ba spun că pietrele rămân, dar altfel lucrul se petrece pe scoarța globului bătrân. Căci piatra, cât ar fi de piatră, se macină și trece stând, și peste trista-i măcinare, tot apele rămân curgând. Frumos, frumos spus. Te-aș întreba, tu spuneai că e bine să trăim în prezent, cu gândul la ceea ce se întâmplă acum, nici în trecut, că de ce a fost așa, de ce s-a întâmplat, dacă mai schimbam, trecutul e trecut. Exact. Și că viitorul nu știm ce va fi, dar e bine să ne facem planuri, tu-ți faci planuri, adică ai Eu gânduri. Las totul în mâinile lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, Părinte Ceresc, Părinte al Luminilor, sufletul meu și viața mea și calea mea de astăzi și de mâine, ți le încredințez ție și fie ca voia ta să fie voia mea. Eu mă rog lui Dumnezeu prin cuvintele mele. Niciodată, adică nu pot să spun niciodată, foarte rar am citit acatiste și cărți de rugăciuni. Nu este o crimă să citești acatiste și cărți de rugăciuni, dar este limbajul tău. Exact, este de preferat să vorbești cu Dumnezeu deschis, ca și când ai vorbi cu propriul tău tată. Pentru că nu cred că un om, oare oricare dintre voi, s-ar duce la tatăl său să-i scrie, doar dacă ar fi mut și n-ar putea să vorbească, Doamne ferește. Dar atâta vreme cât avem ocazia să-i vorbim lui Dumnezeu, de ce să nu o facem? Clipă de clipă. Să, chiar dacă nu vorbim cu el cu gândul în cugetul nostru și în sufletul nostru, să-l avem pretutindeni. Și pe Dumnezeu trebuie să-l vedem în tot, pentru că Dumnezeu este în tot. Și atunci vom găsi mult mai multe răspunsuri. Exact. Și în momentul în care îl vedem pe Dumnezeu în tot și în toate, nu mai avem motiv să fim triști și nu mai avem motiv să plângem. Și oarecum putem spune
că începem să ne iubim aproapele ca pe noi înșine, cum spunea Domnul nostru Iisus Hristos. Asta e foarte important. Să ne iubim. Dar Iisus Hristos, Domnul nostru Iisus Hristos, de ce? Oare de ce ne-a dat această învățătură? A venit la el apostolul Petru într-o zi și a spus: prea bunule învățător, mai spune-ne câte ceva. La care Domnul nostru Iisus Hristos a spus: pentru ce mă numești prea bun? Bun este unul singur. Vă dați seama, dacă Domnul nostru Iisus Hristos nu s-a considerat bun, atunci oare eu de ce m-aș considera? Și ce drept aș avea să-l judec pe cel din stânga mea sau din dreapta mea? Și dimpotrivă, trebuie să îl văd pe el exact ca pe mine. Practic, noi toți suntem una și aceeași. Și atunci, de ce să nu ne iubim reciproc? Pentru că, vedeți, de multe ori apar antipatiile din diverse motive. Că vorbește stâlcit, că arată nu știu cum, dar astea sunt iluzii. Adevărata noastră esență este înăuntru. Aceea este vizibilă, dar nu oricine o poate vedea. Trebuie să facem acel pas de a-l cunoaște pe cel exact de lângă noi. Exact. Da, pentru că, așa cum spuneai și tu, ambalajul poate contează mai puțin. Sunt multe persoane care trăiesc 10 ani, 20 de ani împreună și nu se cunosc, chiar dacă ei au impresia că se cunosc. Așa este, sunt multe exemple de acest gen. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru toate învățăturile pe care tu ni le dai de fiecare dată. Asemenea, vă mulțumesc. Sunt foarte fericită pentru că, iată, astăzi am reușit să te cunosc în sfârșit. Te-am urmărit, așa cum ți-am zis, încă de la început, în diversele tale apariții. Sunt convinsă că nu se vor opri aici, pentru că oamenii așa ca tine trebuie să apară la televizor, să ne vorbească deschis, cu sufletul, așa cum o faci tu. Sunt puțini așa ca tine. Nu sunt puțini. Dar nu se arată. Ar putea fi toți. Da. Ar putea fi toți, fiecare dintre noi ar putea să fie asemeni mie. Cum de altfel și Domnul nostru Iisus Hristos spunea: adevărat vă spun vouă că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați putea face, asemeni mie, minunile pe care le-am săvârșit eu. Și ați spune muntelui acelea să se mute și se va muta. Aproximativ, nu am reținut exact citatul. Alexandru, înainte de a încheia, aș întreba, tu cum îți petreci duminica de obicei? Acum ai venit la noi în emisiune. Ești student la Universitatea de aici din Alba Iulia, dar duminica ți-e liberă, mă gândesc. Da. Și ce faci tu duminica de obicei? Sunt foarte curioasă. Eu sunt liber tot timpul, zic așa. Deci eu sunt un om liber. Cel puțin asta cred. Sper să nu mă înșel. Mie îmi place foarte mult să mă plimb, să ascult muzică și să cunosc oameni, frunze, plante, animale, fire de nisip, să cunosc cerul fiecare zi și să cunosc tot ceea ce mă înconjoară, tot ceea ce este viu. Nu există nimic mort, nu există moarte. Termenul acesta de moarte este o iluzie. Este o păcăleală a minții. De multe ori mintea ne minte. Trebuie doar să fim foarte atenți la asta. Eu îți mulțumesc pentru că ne-ai lăsat să te cunoaștem noi pe tine, pentru că ne-a făcut foarte bine această întâlnire. Și te-aș întreba dacă ai un mesaj pentru cei de acasă care te-au ascultat, iată, preț de câteva minute și sunt convinsă că te-au plăcut. Ce le urezi tu lor? Din adâncul sufletului meu, ca om în primul rând, ca Alba Iulian, și, bineînțeles, ca român, vă doresc să aveți parte de lumină cerească și de fericire și doresc ca bunul Dumnezeu, Părintele nostru, al tuturor,
să vă binecuvinteze cu tot ceea ce crede El că e mai potrivit și mai bine pentru voi. Îți mulțumesc eu în numele telespectatorilor pentru mesaj, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi, să nu te schimbi niciodată, să rămâi mereu așa cum ești acum, sper să mai treci pe la noi, să ne mai vorbești, să ne mai spui lucruri frumoase, cum ai făcut-o și astăzi. El este așadar copilul diamant și pentru că ești un diamant, să știi că te prețuim foarte mult și te mai aștept cu mare drag aici la noi. Vă mulțumesc din suflet! Noi luăm acum, dragi telespectatori, o foarte, foarte scurtă pauză de publicitate, însă în scurt timp ne întoarcem alături de colegul meu, Emanuel Drăgușin, care vine cu vești bune despre zilele de la Șureanu, festivalul Zăpezii. Weekendul viitor va fi distracție mare acolo, imediat ne întoarcem.